Discutăm astăzi cu domnul Mihai Leonardu Duman, redactor șef al revistei Bucovina Forestieră. Domnule Duduman, Bucovina Forestieră este o revistă de tradiție și referință în silvicultura românească. Care este istoria acestei reviste? Revista Bucovina Forestieră are tradiție îndelungată care începe în anul 1943, când la Cernăuți, sub conducerea unei echipe de ingineri silvici, din care a făcut parte inginerul Ilie Dan sau redactorul inginer Ștefan Gârbu, și sub oblăduirea eforiei fondului bisericesc din Bucovina, apare cu un scop destul de bine pus la punct, cu o gândire clară spre a dezvolta spiritul de solidaritate între membrii corpului silvic de la acea vreme. La acea vreme, un deziderat al revistei era ca informația legată de pădure să fie deschisă nu numai pentru colaboratorii preocupați de problemele locale forestiere, ci tuturor membrilor corpului silvic din România. Din păcate, pe fondul vremurilor grele în acea perioadă, era pe parcursul celor de-al doilea război mondial, revista își încetează apariția după doar patru numere. Toate aceste patru numere au apărut în 1943. Dar silvicultorii bucovineni n-au uitat de această revistă. 50 de ani mai târziu, în 1993, când condițiile au permis reapariția revistei, la inițiativa domnului doctor inginer Radu Ichin, în calitate de redactor responsabil, cu o echipă formată din doctor inginer Ion Barbu, doctor inginer Radu Cenușă, inginer Gheorghe Păslaru sau și inginer Dumitru Iulian, ca și membri de redacție, și ca secretar de redacție la acea vreme era inginer Nicolae Olenici, apare din nou revista Bucovina Forestieră, unde la Câmpul Lung, de data aceasta, sub patronajul stațiunii experimentare de cultura molibdului din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice. La acea vreme, redactorul șef al revistei spunea că această revistă este deschisă tuturor inginerilor silvici și tehnicienilor din toate sectoarele ce au legătură cu pădurea. De ce? Pentru a permite prezentarea și confruntarea liberă a opiniilor înnoitoare și de progres, revista dorindu-se a fi o adevărată tribună a ideilor din zona forestieră. Revista și-a continuat activitatea sub oblăduirea stațiunii de la Câmpul Lung până în anul 2005, când, datorită unor anumite conjuncturi, se oprește publicarea ei. La acea vreme se dorea ca la nivel de țară să existe o revistă centrală care publica lucrări din domeniul forestier. Câțiva mai târziu, în anul 2013, la inițiativa domnului profesor Radu Cenușă, sub un consorțiu format din Facultatea de Silvicultură din Suceava și stațiunea de la Câmpul Lung, se reia lucrul la această revistă, astfel că în 2014 apare un nou număr din această revistă, de data aceasta sub oblăduirea celor două instituții, Facultatea de Silvicultură din Suceava și Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, stațiunea Câmpul Lung. De atunci publicăm în fiecare an articole care au legătură cu domeniul forestier, articole de cercetare, opinii, editoriale, comentarii, dar ne concentrăm destul de mult spre activitățile studențești, spre opiniile studențești și promovăm aici debutul în publicarea articolelor științifice pentru tineri absolvenții ai facultăților de silvicultură pentru doctoranzi. Cine sunt principalii autori sau colaboratori ai revistei?
Principalii autori ai revistei sunt oameni care lucrează în învățământul superior silvic din România, în cercetarea forestieră din România, dar avem colaboratori și din alte structuri de învățământ și cercetare din țară, cum ar fi cel din zona geografiei sau protecției mediului. De asemenea, avem colaboratori din străinătate. Avem articole care îi iau ca autori pe cercetători sau profesori sau doctoranzi din Ucraina, din Ungaria, din diverse țări din Europa, bineînțeles, autori care sunt vorbitori de limba română. Care este frecvența de publicare a revistei Bucovina Forestier? Revista Bucovina Forestier apare începând cu anul 2014 în două numere pe an. Un număr în luna iulie și un număr în luna decembrie. E apariție bianuală, dorim să o păstrăm și în continuare. Această apariție bianuală este condiționată și de, cum să spun eu, colaborările noastre cu bazele de date internaționale care indexează revista. Poate fi accesată revista Bucovina Forestieră. Revista Bucovina Forestieră poate fi accesată în mod gratuit electronic pe site-ul revistei web www.bucovina-forestieră.ro. Acolo găsiți toată arhiva revistei plus ultimele articole publicate. Sunt PDF-uri inclusiv cu articole publicate în primele numere din 1943. Care sunt principalele teme de cercetare promovate de revistă? Revista nu are o anumită preferință pentru unele teme de cercetare din silvicultură. Promovează teme de cercetare originale, promovează cercetări originale în articolele care le acceptă spre publicare, articole care atunci când erau în calitate de manuscris au trecut prin procese de revizuire destul de severe, care să le permită o calitate suficientă pentru a fi adresate publicului de specialitate. Avem teme de silvicultură, de amenajarea pădurilor, avem articole adresate protecției pădurilor, protecției mediului, politicilor forestiere și așa mai departe. Găsim aproape orice temă în cadrul revistei care are legătură cu cercetarea forestieră din România. Ce doriți să transmiteți cititorilor revistei Bucovina Forestieră? Noi încercăm să asigurăm, ca și colectiv editorial, o calitate constantă a acestei reviste. O calitate dorită încă din primele numere a revistei. Dorim ca să aibă încredere în această revistă că aduce pe piața publicisticii forestiere lucruri originale, lucruri care nu au urme de îndoială în ce privește modul de utilizare a datelor sau alte aspecte ce țin de etică. Ne adresăm în ce mai mult studenților de la facultății de profil de silvicultură din țară. Îi așteptăm să debuteze în coperțile acestei reviste cu lucrările lor de cercetare, dar nu în ultimul rând suntem deschiși către oricine are ceva de spus despre păduri și poate susține acest demers într-un mod științific.